Dragi telespectatori, bine v-am regăsit! Sunt Victoria Dordan, reporterul vostru pentru sănătate. Astăzi căutăm împreună răspunsuri despre sănătatea mentală. Învățăm ce este sănătatea mentală, cum ne influențează această stare a întregului organism și mai ales aflăm recomandări prețioase despre modul cum putem să ne păstrăm sănătatea mentală și să o fortificăm. La capitolul Sănătate mentală, astăzi ne consultă psihologul Diana Știrbu, master în psihologie clinică, psihoterapeutul Arcadia Strahan, directorul Centrului Comunitar de Sănătate Mentală, Botanica, neurologul Adrian Lupușor, specialist în somnologie, și academicianul Teodor Furdui, expert în domeniul fiziologiei stresului, adaptării și dereglărilor funcționale. Pentru început, i-am rugat pe experții noștri să ne definească sănătatea mentală, care, apropo, mai este numită și sănătate psihică. Anume, de aici apare și confuzia că majoritatea oamenilor, atunci când aud expresia sănătate mentală, se gândesc la boli mentale. Dar sănătatea mentală înseamnă mult mai mult decât absența bolii psihice, susțin specialiștii. Sănătatea psihică este cel mai mare patrimoniu valoros de care posedă fiecare din noi. Calitatea vieții, realizarea potențialului dumneavoastră, eficacitatea activității dumneavoastră depinde de sănătatea psihică. Ea este factorul determinator în viața de fiecare zi a fiecărui din noi. Sănătatea mentală e parte inalienabilă din sănătate în general. E foarte greu, doar convențional putem să despărțim sănătatea mentală de cea fizică. Este o stare de bine și fizică și mentală care permite persoanei să trăiască o viață plină, armonioasă în toate aspectele vieții, în aspect social, în aspect personal. Atunci când ne gândim la fericire, liniște sufletească, satisfacție, bucurie, ne referim de fapt la sănătatea mentală. Sănătatea psihică poate fi reprezentată ca o bună stare ce asigură realizarea potențialului intelectual, ce asigură lupta cu stresul de fiecare zi, ce asigură o activitate productivă, eficientă. Dată fiind importanța ei, în prezent, sănătatea mentală reprezintă o componentă fundamentală a sănătății individuale și constituie un obiectiv major al politicii de sănătate publică. Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății precizează că la ora actuală, sănătatea mentală în lume se află într-un stadiu critic, tulburările mentale figurând printre principalele cauze de morbiditate și incapacitate. Referitor la sănătatea psihică, 500 de milioane de oameni suferă de tulburări psihice. La moment. 30% din populația planetei manifestă dereglări psihice. În America, în Statele Unite ale Americii, aceste boli sunt considerate problemă națională numărul 1. Se estimează că la nivel mondial, un adult din 5 are o boală mentală într-un an. Cauzele problemelor de sănătate mentală nu sunt pe deplin cunoscute, dar se consideră că sunt legate de o varietate de factori genetici, biologici sau de mediu. De la genetică până la experiențele în copilăria de vreme, întâmplările traumatice, psihologice și fizice. Pricinile principale care duc la dereglări psihogene, asta sunt emoțiile. Emoția alarmantă, frica.
De exemplu, un episod depresiv poate apărea la un factor stresant major la început, tulburările de hiperactivitate și atenție la copii. Însă multe sunt care apar în copilărie de vreme, inclusiv pe baza factorilor de neglijență, abuz față de copii. De aceea, evitarea oricărui formă de abuz fizic, psihologic asupra copiilor va întări un copil sănătos în viitor. Afecțiunea foarte mult din primele clipi, în special până la 4 ani de zile, când este nevoie de o afecțiune și psihologică, dar și fizică, când copilul trebuie să fie luat în brațe, mângâiat, stimulat în diferite feluri, lăudat mai târziu, pentru a obține un copil balansat, un copil rațional, un copil care va funcționa din punct de vedere mental, va funcționa foarte bine. Problemele de sănătate mentală nu sunt rezultatul unor slăbiciuni personale, lipsei de caracter sau lipsei de educație. Aceste afecțiuni nu țin cont de sex, naționalitate sau rădăcini etnice, nivel de educație sau statut financiar. Noi nu suntem roboți. Dacă avem o pierdere sau o neplăcere, este normal să simțim niște emoții negative, însă acestea trebuie să nu ne dizabiliteze, să nu rămână pe perioade îndelungate. Sistemul nervos și sistemul sau psihic uman este făcut așa ca să trecem peste perioade stresante fără pierderi mari, da? Să ne revenim într-o perioadă destul de utilă de timp sau de a ieși fără suferință cronică din aceste situații. Partea bună este faptul că astăzi avem mai multe centre comunitare de sănătate mentală și, spune psihoterapeutul Arcadi Astrahan, este mai ușor să depistăm în timp util o maladie psihică și să acordăm persoanelor afectate suportul medical și psihoemoțional necesar. Din cauza reformelor benefice din ultima vreme a sistemului de sănătate mentală, care s-a apropiat de comunitate, s-a făcut mai divers, crește abilitatea lucrătorilor medicali și a medicilor de familie și a specialiștilor în identificarea problemelor de sănătate mentală, crește accesibilitatea la servicii diverse, variate, multidisciplinare de sănătate mentală. Semnele și simptomele bolilor mentale depind în mare parte de boală. Ele pot afecta emoțiile, gândurile sau comportamentul. Important este să conștientizați în timp util că sănătatea dumneavoastră mentală suferă schimbări negative. Regula generală ar fi că la orice îngrijorare este mai bine să te asiguri, să mergi la un medic specialist sau la psiholog, cel puțin, pentru a vedea dacă suferința este una care atinge nivelul de atenție clinică. Noi vorbim și recomandăm în termeni de funcționalitate. Dacă persoana începe din cauza unei suferințe psihologice sau psihice să fie afectat în viața de zi cu zi, la școală, în relațiile în familie, la servici, atunci este momentul să căutăm ajutor. Uneori avem niște maladii care sunt foarte perfide, deci o să fie o percepție că nu este chiar atât de grav, însă la o evaluare independentă, obiectivă, putem găsi semne deja de o afecțiune care necesită atenție medicală sau psihologică. Este important să reținem simptomele tulburărilor psihice pe care le putem determina de sine stătător la persoanele dragi sau chiar la propria noastră persoană. Unele semne alarmante vor fi iritabilitatea, explozivitatea, emotivitatea excesivă sau invers, tendința spre izolare, retragerea excesivă atunci când ține mai mult timp sau este pe bază de un stresor nu prea important. Problemele de atenție, problemele de memorie, când observăm la cei dragi că poate se întâmplă cazuri când uită mai des sau
sau nu sunt atât de atenți sau efectivi în viața de zi cu zi. În așa cazuri putem să discutăm, să spunem clar ce ne îngrijorează către cel apropiat și să recomandăm să mergem la un specialist pentru a prinde carul cât mai devreme. Fiindcă ceea ce este important în toate, practic, maladiile mentale, este că există tratamente foarte eficiente și ele sunt cu atât mai eficiente cu cât mai degrabă se începe tratamentul. Cu cât mai târziu se inițiază tratamentul adecvat, specializat, cu atât mai des o să fie frecvența acutizărilor. Sănătatea mentală, ca și sănătatea fizică, poate fi îmbunătățită și fortificată prin diferite măsuri simple, dar foarte eficiente. De exemplu, întărirea modului rațional de cogniție, de gândire, este arătat ca un factor care îmbunătățește starea sănătății mentale și previne formarea unor maladii psihice. Surprinzător, dar adevărat, pentru a avea o stare de sănătate mentală bună, nu trebuie să neglijăm igiena somnului. Or, în somn, susține neurologul Adrian Lupușor, organismul se regenerează nu numai la nivel fizic, dar mai ales în aspect psihoemoțional. Se restabilesc absolut toate organele. După o zi de muncă, după o zi de uzare, mașinile le dăm în server, dar noi adormim și în timpul somnului, dacă suntem sănătoși, are loc un proces de refacere, regenerare, atât fizic la înfățișare, cât și la nivel de interior. Noi ne refacem emoțional, cognitiv, fiindcă spre dimineață are loc consolidarea memoriei, are loc ștergerea informațiilor care nu sunt necesare, fiindcă noi în parcursul zilei acumulăm foarte multe informații. Și a doua zi suntem apți de o nouă zi. Dacă nu dormim, respectiv nici nu ne refacem fizic, se îmbolnăvesc și organele, dar arătăm și mai în vârstă, fiindcă nu se secretă suficient hormonul de creștere. Și dacă nu dormim, a doua zi suntem iarăși obosiți, gândim greu, ne concentrăm dificil. Din această cauză, spune Adrian Lupușor, un somn bun și corect ne poate ajuta să ne păstrăm mulți ani mintea lucidă și sănătoasă. Iar pentru persoanele care au obiceiul de a se trezi definitiv la mijloc de noapte, are câteva sfaturi pentru a corecta acest comportament și, în consecință, a-și salva somnul bun. În cazul când pacientul sau persoana suferă de depresie, sau când persoana suferă de apnee în somn și sfârșit, sau când e o persoană care foarte mult gândește și suferă de rumegarea gândurilor, ei mai frecvent se trezesc la o bucată de noapte și după care le vine mai greu să adoarmă. Dar la problema lor, ei mai asociază niște comportamente greșite. Bună oară, conectează televizorul, bună oară, încep să urmărească ora, sau se scol, se duc la bucătărie și mai mănâncă. Deci, situația exact ca în cazul unui copil mic. Dacă copilul mic se trezește noaptea, nici de cum nu îl trezim. Nu îi punem televizorul, că îl trezim mai tare. Noi invers încercăm să îl legănăm, să îi cântăm un cântec, așa ca să îi inducem înapoi somnul. Păi iată oamenii ăștia care noaptea se trezesc și încep să facă diferite activități care de fapt îi trezesc, se trezesc și mai tare. Mai mult ca atât, creierul învață acest lucru și apare un reflex. Creierul la ora 3 se trezește și el așteaptă să-i punem televizorul, așteaptă să-l ducem la bucătărie, să-i mai dăm ceva mâncare. Și se primește un comportament complet greșit. După care a doua zi omul se simte mai obosit, că s-a trezit, n-a dormit și apare un cerc vicios. De aceea, în primul rând, trebuie să evităm orice comportamente care ne trezesc și să abordăm comportamentele care ne-ar face să adormim mai ușor înapoi. Bunoară, să pregătim o lumină de seară cu o carte plictisitoare și în cazul când observăm că nu putem adormi, conectăm lumina și încercăm să citim cartea aceea plictisitoare ca să ne fie mai ușor să adormim. Plus, încă o greșeală este monitorizarea orei. Dacă omul se trezește și deodată caută cu privirea ceasul, vede că ora 3, încep un șir de gânduri, că iarăși m-am trezit noaptea, că iarăși o să mă chinu, că nu o să pot adormi, că mâine o să mă simt rău. Și prin aceste gânduri el se trezește mai tare. Deci ceasul trebuie să fie pus la o parte, trebuie să fie setată ora de deșteptare și până sună ceasul nu avem treaba cu ora. Fiindcă asta ne-ar ajuta mai ușor să adormim înapoi.
Iar dacă aveți o problemă emoțională care vă macină, apelați la ajutorul psihologului, dar nu la sfaturile persoanelor din anturaj, rude sau prieteni. Or, asemenea atitudine, din păcate, în multe cazuri vă poate aduce, mai târziu, direct în cabinetul psihiatrului. Ne adresăm la psiholog, ne adresăm unei consilieri, nu neapărat atunci când ajunge cuțitul la os, când deja nu mai știm ce să facem. Putem preveni asta din timp, când suntem într-o situație de criză, când am avut o situație de doliu, când ne predomină niște gânduri, când nu știm ce să facem, ce decizie să luăm. Pur și simplu, o părere sau niște întrebări ajutătoare venite din partea unui expert pot să ne deschidă o altă cale. Nu toată lumea înțelege psihologul și în marea majoritate confundă psihologul cu psihiatru. Și există termenul ăsta tabu, nu mă adresez psihologului, fiindcă nu am probleme de genul că nu sunt nebun, nu am nevoie de consultație. Fiind atât psiholog cât și psihiatru, sunt două specialități și două persoane total diferite. Adică de multe ori li se spune că ca să nu ajungi la psihiatru, vină mai întâi la psiholog pentru a evita ulterioară adresare la psihiatrului. Psihologul nu dă sfaturi, psihologul este o persoană care te ajută să redescoperi resursele proprii, sfaturile le descoperi persoana singură și atunci când se află într-o perioadă de criză, într-o perioadă de impas, nimeni nu cunoaște ce mai bine pentru propria persoană decât ea însăși. Și atunci când ne adresăm unui psiholog, ne ajută să ne redescoperim și ulterior, confruntându-ne cu astfel de situații, vom depăși mai ușor stările respective și ne va învăța totodată să gestionăm emoțiile, atât cele negative cât și pozitive, ca ulterior să nu se transforme în anumite patologii psihosomatice care duc la complicații și de multe ori în agravări mult mai grave. Și nu în ultimul rând, învățați să vă controlați stresul cu ajutorul unor acțiuni simple, de exemplu, sport, plimbări, mișcare. Au fost obținute date care mărturiseau că stresul și modul de viață contemporan sunt pricinile, cauzele principale ce duc la diferite dereglări fiziologice, la dezvoltarea unor maladii și la degradarea precoce a organismului uman. Să excluzi stresul, asta e imposibil, dar să diminuezi consecințele lui, da, se poate. Una din metodele de a atenua starea de stres trebuie să îndeplinești anumite activități fizice dinamice. Este demonstrat că efortul fizic, practicarea sportului și unui mod activ de viață previne formarea nu doar maladiilor somatice sau a corpului, dar și problemelor de sănătate mentală, întărește rezistența persoanei la stres. De aceea, o gimnastică de dimineață, un mod activ fizic va fi binevenit pentru prevenirea problemelor de sănătate mentală. În altă ordine de idei, evitarea conflictelor și promovarea unor relații bazate pe înțelegere necondiționată, dragoste, dacă vreți, în familie, la locul de muncă, în societate, de asemenea va contribui la prevenirea unor maladii mentale. Eu tare aș vrea să cred și sper că fiecare din dumneavoastră, indiferent de vârstă, a conștientiza că trebuie să întreprinzi eforturi de a-ți crea și menține deja sănătate psihică. Dragi telespectatori, aici punem punct ediție de astăzi a reporterului pentru sănătate, în speranța că informația pe care v-am oferit-o despre sănătatea mentală și recomandările specialiștilor pe care i-am consultat vă vor determina, începând de acum încolo, să atrageți o atenție mai sporită și acestui aspect
al sănătății dumneavoastră. Până la o nouă întâlnire, să fiți sănătoși! Toate bune!